creativi și astăzi o să încerc câțiva stimuli diversi, diferite sunete, să vedem dacă unele sunete sau chiar e de ajuns un singur sunet să vă provoace această senzație. Dacă nu, e ok, nu toate persoanele experimentează ASMR. Ce ar fi de dorit este să purtați căști și încercați să fiți într-o stare mai relaxată. Adică ar fi bine să priviți acest videoclip când sunteți gata de culcare. Așadar, după câte vedeți aici, am un microfon din asta cu urechiuș. Dacă purtați căști, o să vă dați seama că când mă apropii de urechea asta, voi auziți în urechea stângă. Când mă apropii de urechea asta, auziți în urechea dreaptă. Primul trigger este șoaptă. Whispering. Este tapping, care e cum tapping, nu știu cum să zic în română.
strigă în popular este writing, adică când cineva scrie. Unii preferă când scrii cu tocul, alții când scrii cu creionul. Eu o să folosesc tocul, pixul.
fost câțiva dintre stimulii principali, dar sunt o sumedenie de alte sunete și stimuli vizuali. Orice sunet poate fi considerat